multe... Din ce în ce mai bine. Da? Da. Am o surpriză. Ce surpriză? Una bună sunarea. Pentru cine o fi surpriza? Știu. Cine simte așa eu. În aer, doamna Ana? Ce? Simți că ai primit scrisori? Nu. Cred că o să vină cineva. Cine? Da, nu știu. Ori prietena mea, ori cineva de la mine din familie. Crezi? Cred. Am simțit, am avut așa un gol în stomac. Ai avut un gol în stomac? Da. Păi hai să-l umplem. Uite, sunt finii tăi, Simona, Adelina și Andrei. Bună seara! Bună seara, bun venit! Doamne, ce dorim să fie! Ce faci? Adelina! Andrei, pare bine. M-a păcălit. Haideți, luați în loc. Bună seara! Bună seara! Andrei. Bună seara, luați loc! Ia uite, unul stânga, unul dreapta? Da. Dar cum vine asta că sunteți finii? Cum? Că ei nu sunt încă... Păi acum din căsătoriți. Trecut. Simona nu-i mărtă. Din trecut? Adică... Da, la starea civilă l-am fost eu, nașa. Singură? Nu. Nu singură. Cu... Aoleu, și nașul? Acum avem un naș oficial. Celălalt șoft chiar după drum, dar mă, e unul mai bun. Și cum dacă nu erau cununeați religioși, cum puteau să vă nășească? Ca și martori am fost. A, erați martori. Da. Am făcut starea civilă în București. Am în 22 iulie urmează nunta. Acum în 2 iulie urmează nunta. Ai emoții mari. Și atunci e doar nașa aici, că Andrei nu e nașul. O să fie și el naș prin adopție. Cum o să fie? Va fi, deja l-am prezentat de foarte multe ori pe Antena Play, am vorbit, noi prin scrisori comunicăm, da? I-am scrie, eu îi transmit am direct mesaje. De... Deci acum pentru tine, Andrei, e premieră. Adică, exact. Vrei, nu vrei, mănânci, Carole, o văz. Uite, finii tăi în carne și oase. Frumos, fac ceva ce n-am făcut niciodată. Adică, chiar n-am făcut. Nu mai încotro, că deja invitațiile le-am făcut. Păi știu, dar da, puteți să-i nășiți dacă... Deci ea e în iulie căsătoria voastră? 22 iulie. 22. Da. Și eu voi... sunt ardeleancă și voi... la mie, la Baia Mare, să pun mai mulți nași. Păi stai, dar... Și preotul păi are doar o pereche să fie cununată. A, deci de aia o să meargă ei nefiind cununați religios când voi o să vă căsătoriți. De aia merge, am înțeles, chiar dacă o să fie doar civil. Și câte perechi de nași ai? Patru avem. Patru. Două am eu, două are Andrei. Tot Andrei. Aoleo! Andrei la perea doua. Nașele. Și cum mi se pare nașul? La am văzut și așa, super. Nu așa, ca și fizic. Până acum, în competiție, cu nașa. Am văzut și Antena Play. Ai văzut? Da. Adică știm foarte bine ce gustură are Simona. Te sunteți telespectatori fideli. Și Adelina, ție cum ți se pare? Tu fiind prietena cea mai bună, viitoarea, fină? Mie îmi place tare mult de Andrei, că e așa un pic mai calm, că Simona e un pic mai agitată de felul ei. Dar de unde ești, din Ardeal? Din Baia Mare. Din Baia Mare, de aia e graiul ăsta așa frumos. I-am stat în satul mare câțiva ani, de aia cunosc așa, e foarte plăcut. Așa, și zic cum ți se pare Andrei? Păi, e calm? Zic, la noi ne place tare mult de el, că știe să o liniștească pe Simona. Când iau eu un pic pe arătură, Andrei pune frânire. Și ți se pare că Simona a luat apărătură uneori? Am cu nervi, dar eu cunosc pe Simona de atâția ani și... Și cum e? Zine cum e, în afară ca să-i mireasă. Spune-i și lui la ce să se aștepte. Să știi că Simona are un suflet foarte bun. Deci te ajută oricând ai nevoie. Și e foarte iubăreață, Simona. Numai, știi cum e? Când ea are nervi, tu trebuie să o lași în plata Domnului pentru 5-10 minute, că apoi își revine. 10 minute și vine ea singură. Am chestia asta, da. Uite, hai să vedem împreună, că toți sunteți aici, să vedem ce își doresc Andrei și cu Simona pentru viitor. Capricile iubirii. Andrei preferă să trăiască după ideea, sărac și curat, după cum îi explică Simonei în cele ce urmează. Deja ce mi-am dorit totdeauna, să am îndeplinit deja chestia asta. De ce ești așa modest? Păi de bune, ce mi-am dorit să am îndeplinit asta. Mi-am dorit totdeauna o femeie ca tine. Și cred că mi-a dat Dumnezeu, nu-i atât. Nu oricine. Tu zici mie, ce, zicem că îți dorești, nu știu, să ai numai bani, să ai numai... Și îți dă, nu știu, să ai bani, dar mă, știi că tu ai o boală în care o să mori într-un an.
Și ai o casă pentru bani, ce faci? Mai ești fericit? Și există și varianta în care să fii tot bolnav și să nu ai nici bani. Lasă! Zi-te așa, bagă pe mine în asta. Și asta e adevărat, nu, dar ai mai nasă. Ideea e că atunci când ai bani aia și chiar dacă ai boala aia și mori într-un an de zile, ce? Există varianta să treci bine anul ăla, știi? În schimb, dacă ești sărat, știi cum mor, așa mă sufur și vă așa, treci bine. În schimb, trezi. Dacă ești bolnav, da, și n-ai nici bani, nici nu să treci bine. Pentru că n-ai bani. Pentru că nu ai bani și, știi, condițiile de supraviețuire o să fie diferite. Să fac ceva și eu vin cu sărăcia și cu toate astea la... Tu mereu stai să gândite așa. Da, stai că zic eu una. Mai norocit. Există variante și acolo și acolo. Există două variante. Crezi că nu sunt și oameni care au boli și au, mai au puțin de trăit, Doamne ferește, și sunt săraci? Da, sunt. Și mai sunt și persoane care la fel au foarte mulți bani și sunt în aceeași situație? Da, da, am zic așa. Nu e bine nici sărac și curat decât bogat și nu toți începem. Poți să fii și bogat și curat. Da. Dar niciodată nu te gândești eu ăla. Dar de ce să mă gândesc, vreau să fiu sărac? Eu nu-mi doresc să fiu sărac. Păi nici eu nu doresc să fiu sărac. Simplu, la da, mine e exclusă chestia asta. Poți să fii așa. Mă gândesc... Atâta timp cât am două mâini, două picioare, niciodată nu o să fiu săracă, niciodată nu o să mă mulțumesc cu puțin și așa mai departe. Și mie îmi place, dacă am urcat o treaptă azi, mâine să urc a doua, a treia, a patra, a cincea, a zecea și așa mai departe. Să fiu acolo, sus. Nu-mi place să rămân la același nivel. Eu sunt genul de persoană în care nu-mi place să stagnez și să rămân doar acolo, să mă mulțumesc doar cu atât, știi? Păi nu, că știi că poți mai mult, deci... Așa e, dar așa e, nu știu cum e chestia asta. Chiar dacă la un moment dat, știu cum e, faci nu bani. Nu e adevărat, iubi. Nu, pentru că să zic. Sunt persoane care se mulțumesc. A, da, doar cu dar atât. Nu știu, eu am, uite, la un moment dat ajunge chestia, faci bani cât să trăiești, destul de bine, dar nu e chestia aia de că doar faci bani. Știi că poți mai mult și o duci în alt nivel, și alt nivel, alt nivel. E vorba de... Știi că poți duci mai multe afaceri și mai mult. Sunt alți care au lanțuri întregi, lanțuri, dar nu se opresc acolo. Și fac mult mai multe chestii, știi? Uh-huh. Pentru că odată ce ajungi și bine, faci eu vreau bani, să-mi explici partea aia cu sărac și curat. Ia, dezvolt. Păi aia, sărac și curat, adică... Sărac și curat, adică să nu te bagi în toate belele, adică să ai bani, dar să fii urmărit de poliții și să nu dormi nopțele, să fii mai în stres, să nu te mulțumești. Nu, adică... suntem un film. Cum trebuie să fii sărac și curat? Adică... Adică să te duci la muncă și să mulțumești și să muncești o lună de zile cât ai muncit pe două zile. Cam așa ceva ai zis, nu? Așa. Să nu poți să ieși nicăieri, că nu ai posibilitate. Plătești chiria, așa. Și ești liniștit și sărac și liniștit. Super! Da, și trăiești toată viața ta în sărac și liniștit. Că nu te-a dus capul să faci mai mult. Dacă ai bani, nu înseamnă neapărat că trebuie să te gândești, vai, am făcut ceva ilegal. Nu! Există să ai bani și să faci. Da, dar depinde cum îi faci. Cinstit? Păi cinstit, asta mai. Tu ai zis sărac și liniștit. Păi da, dar mai refeream sărac și liniștit decât să fii bogat și să faci prin alte legalități. Să prostești și lumea să faci toate astea. Niciodată nu o să meargă bine. Hai să pierzi mai mult în viața dacă e tena. Pe bune. Ne. În toate carne. Ce săracul care ești tu? Eu sunt bogat și de ce? Te-am pe tine. Tu sunt săracă că te-am pe tine și drept, nu? Ce să faci? Aia, nu? Ce să faci? O să-mi schimb preferințele, nu? Nu să schimb nimic. Știam. Tata, eu acum vorbeam ceva frumos. Nu mă tragi mie de cap acum când nu vorbesc un discurs și toate astea, știi? Și tu cum trazi cap, toate. Capricile iubirii. Ce ai făcut, Simone? Ai întrerupt discursul omului. Da. S-a apucat și el să vorbească, să te drăgălească, să te... Pe principiul decât sărac și bolnav, mai bine bogat și sănătos, nu? Da. Cam asta a fost. Geam încercat să explic că nu. A venit ea cu alte contrarumete, s-a dus totul. Okay. Oh my God.
Da, cinstea nu înseamnă neapărat că e asociată cu sărăcia. Poți să fii și cinstit și bogat să ai o viață frumoasă. Da, la asta mă referi și eu. Și până la urmă e normal. Dacă ai două mâini, două picioare, poți să muncești, poți să le duci mai departe. Și nu trebuie să te mulțumești cu puțin, că dacă ai o capacitate de a face lucruri într-un anumit fel, poți. E ambițioasă, Simona? Foarte. Foarte ambițioasă. Dacă își pune ceva în cap, nu o să lasă. Cam așa și eu, general. Și tu ești ambițios? Da. Și cum mă știu. Dacă mi-a propus ceva, nu contează că pierd, nu pierd, eu să fac ceva. Chiar dacă am pierdut, măcar am încercat. Și merg mai departe, trez din experiență. Și o să o susții pe Simona să-și atingă... Da, dacă o să mereu o să fiu acolo. Dar cred că o să fie viceversa. Și eu pe el și el pe mine. Asta înseamnă, din punctul meu de vedere, o familie, o relație serioasă, să se bazeze pe asta, pe încredere și pe susținere, indiferent de situație. Și să fie persoana lângă tine oricând la nevoie. Dar acum, cum ați, tu, cunoscând-o pe Simona, fiind cea mai bună prietenă a ta, cum ai văzut tu începutul ei în relația cu Andrei? Că a fost greu, greu! Eu n-am văzut așa, pentru că Simo, în momentul în care o plecat de acasă, a intrat în casă pentru Andrei. Adică la noi ne-o spus. Ia uite ce privire ți-ai aruncat, nu-i adevărat? Ba da, da. Și atunci de ce reticența asta? De unde venea? De ce ți s-a părut atât de severă? De ce era așa de severă? Pentru că eu am vrut să-l cunosc și să mă cunoască în toate stările. Adică eu nu îmi doresc o relație să mă placă cineva doar cu chestiile bune și frumoase la mine. Vreau să-mi vadă și partea vulnerabilă și atunci să știe exact cum sunt. Da, să mă schimb pot, dar cu ajutorul partenerului de lângă mine. Și atunci împreună putem să... Dar tu ce faci? De fapt, ce crezi? Ce a făcut-o pe Simona să aibă totuși... reticența aia la început? Păi așa ea ca și persoană, adică și cu mine a fost la fel. Mai severă? De 6 luni de zile doar așa eram și noi. Da? Da. Până am început să ne mai apropiem, să mai povestim. Deci la ea pornirea e mai grea. E foarte grea pornirea. Pe diză. Foarte grea. Mai mult că e iarna. Nu porniște motorul, până se încălzește. Nu merge la prima cheie. Da. Și după ce? Și după ce ai câștigi încrederea, cum e, Simona? Ei, după ce ai câștigi încrederea, nu te mai lasă, adică nu te mai dă.